Bună, dragii mei! Mă numesc Laura Cosoi și mă bucur foarte mult să ne întâlnim iată în acest cadru, în acest mediu al lui Watts. Pentru că astăzi aș vrea să vă citesc un paragraf mic din acest volum, Oare materia este totul? E o temă care mă preocupă. De curând m-am întors dintr-o vacanță petrecută în Asia, în Bali mai exact, unde am fost împreună cu familia și cu copiii. Și evident că Asia îmi place foarte mult, m-am reîntors în Bali pentru a treia oară și am avut parcă mai mult timp decât evident în trecut să mă bucur de o viață așa ca un locuitor al insulei, nu ca un turist. Dar totodată să observ și în jurul meu diverse persoane care în loc să se bucure poate de locul respectiv, de cum miroase jungla, de animalele pe care le întâlneau, nu știu, de experiența în sine, se bucurau mai mult din spatele aparatului foto, pentru că încercau practic să surprindă cât mai mult din energia locului, însă energia nu poți să o surprinzi în imagine, e foarte, foarte greu. Și mă gândesc oare cât trăim de fapt și cât vrem să arătăm că trăim frumos și colorat și fericiți și da, pentru că de foarte multe ori căutăm în jurul nostru ceea ce ar trebui să găsim în noi. Așadar, Watts e pe gustul meu și mă bucur că am șansa să vă introduc în lectura lui, sper să vă placă. Am ales un fragment care mi se pare că descrie practic toate semnele de întrebare cu care m-am întors din vacanța aceasta, legat de cum am observat până la urmă că se întâmplă în jurul meu și atât, vă citesc. În ziua de azi, mulți pictori, sculptori și muzicieni din tânăra generație își dau seama unor foarte limpede, altor vag, de absurditatea artei, de dragul artei. Prin urmare, avem nu doar un teatru al absurdului, ci și o sală de concert și o galerie a absurdului. Ceremonia mersului la concert a fost definitiv sabotată când John Cage a interpretat un întreg recital de pian fără să scoată niciun sunet, cu tot ritualul aferent, ținuta de seară, pianul, o partitură constând numai din pauze și un asistent care să întoarcă paginile. În același timp, trebuie spus că John Cage este un geniu al muzicii, un om cu urechi de o sensibilitate dumnezeiască, folosind acest șiretlic în tentativa de a-i convinge pe oameni să asculte sunetele magice care răsună mereu în jurul nostru. El a încercat să ne curețe urechile de prejudecăți melodice și armonice. Am lansat la un moment dat, acum ceva vreme, un volum de bucată, se numește Rămâi la masă și în cadrul lansării am organizat într-o cameră întunecată, un mediu așa de degustare, oamenii putând să ghicească care sunt ingredientele din preparate respective, doar folosindu-și simțul gustativ, papirele gustative. Așadar, se legau la o coșarfă și trebuia să ghicească care sunt ingredientele. Bun, ce vreau să spun este că de ce trebuie să anihilăm alte simțuri ca să putem să fim atenți la ceva anume? Adică de ce să ne legăm la ochi ca să simțim gustul sau să-i acordăm atenție? Într-adevăr, e foarte important să reușim să tragem aer în piept, cu adevărat, și să facem liniște în jurul nostru. Pentru că iubirea, pacea, lumina, armonia, toate astea sunt în noi. Tot ce ne poate face cu adevărat fericiți pe lumea asta, avem în noi. Trebuie doar să săpăm adânc, să scoatem la iveală și asta e fericirea, de fapt. Întoarcerea la noi,
Așadar, o oglindă foarte frumoasă este și Watts, care ne pune niște întrebări interesante la care trebuie să ne găsim timp să răspundem sau uneori doar să simțim.